Ciao, astăzi am decis să-ți arăt două timelapse-uri noi despre dihori, folosind Procreate și iPad-ul pe care mi l-am luat acum vreo 6 luni de zile. Ok, ce vreau să-ți povestesc este, probabil ți-am spus deja că în general folosesc iPad-ul atunci când sunt la muncă, atunci când trebuie să aștept între clase noi mei elevi, și nu am ce face pentru 15-25 de minute. În general scot iPad-ul și încep să desenez. Cum poți vedea, fac desene destul de rapide și fără prea multe detalii, destul de libere, și cum ți-am spus înainte, în general mă costă în jur de 15-20 de minute fiecare desen. De ce folosesc iPad-ul? Pentru că dacă ar trebui să iau creioane și pixuri și caiete și acuarele după mine, în primul rând ar fi destul de murdar, pentru că ar trebui să stau să le pun, să prepar masa sau locul în care voi desena, să-mi ud acuarelele sau să-mi scot cerneala, să încep să desenez, după aceea să trebuiască să aștept să se usuce. Așa că prefer să iau iPad-ul atunci când sunt afară din casă și să încep să desenez pequene, mici desene pe care care mă ajută să ajung să pot să controlez mai bine. În general, când fac un desen, am poze de referență sau am poze pe care le-am făcut eu animalelor. În general, îmi place să desenez păsări, îmi place să desenez pisici. Sunt unele dintre animalele mele preferate. Preferate sau preferite? Oh, ce greu e! Oricum, mă înțelegi. În general, îmi place să desenez animale sau persoane pe care le văd destul de des. De exemplu, am o elevă care are niște mâini superbe, cu niște degete foarte, foarte lungi, așa că de fiecare dată când am ocazia, iau iPad-ul și încep și fac poze peste poze la degetele ei. Și, în general, ce fac este să mă uit la aceeași poză. Dacă e nevoie, o pun, în general, ca un screensaver în telefon sau un iPad. Așa, de fiecare dată când aprind telefonul sau când aprind iPad-ul, am poza aceea și mintea mea pur și simplu începe să absoarbă informații. Încep în general cu în general încep cu o primă parte de culoare și odată ce am desenat blocuri de culoare, încep să le acopăr cu lumină sau cu nuanțe mai întunecate. Și odată ce încep să fac blocuri din ce în ce mai mici de culoare, și odată ce sunt destul de fericită cu virgulă cum a rămas, încep să desenez mici detalii. Pentru mici detalii, în general, mă uit iar la telefon. În general, atunci când desenez, folosesc iPad-ul și telefonul în același timp pentru a primi mai multe informații. Cred că asta e cam tot ce am să spun. Nu știu dacă vreți să vă explic vreun lucru despre iPad sau cum puteți face pensurile voastre, cum se folosește, cum salvez videourile astea pentru a le pune pe YouTube. În general, dacă aveți vreo întrebare, scrieți-mi-le de sub și o să încerc să vi le răspund. Ciao!